Pe parcursul a 9 luni de zile ale anului 2020, la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrate 62.375 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 37.268 de persoane cu statut de șomer. Aproape 51% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, 49,3% femeile, iar 32,4% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. Cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în municipiul Chișinău, 13%. Teagă Găuzerii, 6%, Raionul Ungheni, 5%, Raionul Drochia, 4%. Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban, 57% și respectiv 43%. Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul a 9 luni ale acestui an, 34,7% au vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți, 81,6%, au studii primare, gimnaziale, liceale și nu dețin o calificare profesională.